Veste bună pentru locuitorii din Victoria. Aceștia vor avea din nou spital. Închis în 2011 prin hotărâre de guvern, spitalul din Victoria va fi reînființat. Potrivit hotărârii, spitalul orășenesc Victoria va avea sediul social în strada Băii numărul 2, iar sediul secundar în strada Policlinicii numărul 14, urmând a-și desfășura activitatea în subordinea Consiliului Local al orașului Victoria. Unitatea medicală va fi finanțată integral din venituri proprii, din sumele încasate pentru servicii medicale prestate. Mai pe scurt, din banii primiți de la CSE pentru cazurile rezolvate. Dar finanțarea poate veni și din alte surse. Mai departe, este necesar ca Ministerul Sănătății să aprobe structura unității medicale. Este vorba despre înființarea Spitalului Orășenesc Victoria. Ieri, pe 12 iulie, a fost publicat în monitor oficial cu hotărârea numărul 733 înființarea acestui spital. Suntem extraordinar de bucuroși că am reușit să realizăm acest lucru și că am avut concursuri doamnei ministru Ioana Mihăilă și alături de ceilalți parlamentari care au conștientizat importanța acestui lucru și faptul că Victoria, din păcate, din punct de vedere geografic, este defavorizată față de ieșirea la drumul județean și la o apropiere de 30 de kilometri de Făgăraș și la peste 100 de kilometri de Brașov. Iar cetățenii noștri, din păcate, 8301 locuitori din Victoria și comunele aferente care ne întindem până la 20.000 de locuitori, nu beneficiau de servicii medicale pe această rază. În aceste condiții, noi am început aceste demersuri cu câteva luni în urmă și discuții pe care le-am avut. Am înaintat note de fundamentare și memorii, am făcut modificările necesare acolo unde a fost nevoie. Am înaintat de asemenea memorii către Direcția de Sănătate Publică Brașov și împreună cu ei și au venit pe teren de mai multe ori și au făcut circuitele pentru acest spital. La ora actuală noi ne aflăm în faza în care depunem actele pentru a obține contractarea cu Casa de Asigurări în state, pentru că este extrem de dificil să fim spitalul de bugetul local și suntem dependenți de aceste contractări cu Casa de Asigurări. Dar în prezent așteptăm avizarea structurii de la Ministerul Sănătății, pentru că legea spune că aceasta se avizează în termen de 30 de zile de la apariția hotărârii de guvern. În principiu, potrivit primarului orașului Victoria, Camelia Bertea, vor funcționa 50 de paturi pentru spitalizarea continuă, alte 27 de paturi pentru spitalizarea de o zi. Specialitățile care vor funcționa vor fi cele avizate pe structura de organigrama care este înaintată în Ministerului Sănătății. Noi am propus către Ministerul Sănătății la ora actuală mai multe specialități, de-am identificat medic. Este vorba de boli interne, de chirurgie, de fiziokinetoterapie, pediatrie, ginecologie, cardiologie și endocrinologie. Sunt medicii pe care i-am identificat și cu care o să începem în prima etapă, referitor la personalul compus din asistente și din ieri o mare parte din cei care au lucrat la SAM servicii vor fi preluați, după care mai există solicitări și grupuri care s-au depus la primărie. De asemenea, autoritatea locală ieri a reușit să obțină puiul și ștanchirea oficială pentru Spitalul Orășenesc Victoria. Am dat dispoziție de primar prin care am numit managerul acestui spital. Am trimis către minister toată această structură de care discutam mai înainte și așteptăm să punem această structură, după care să intrăm în Consiliul Local, să avizăm structura pusă de minister. Spitalul Orășenesc Victoria a luat ființă în 1974 în urma unui ordin al Ministerului Sănătății, iar în 1980 a fost dat în folosință o clădire nouă pentru serviciile medicale de care beneficiau locuitorii din zonă. Clădire cu demisol, parter și 4 etaje. Capacitatea în anii 80 era de 200 de paturi. Cum din 2006 în acest spital îngrijirile medicale s-au axat mai mult pe tratarea cazurilor cronice, denumirea a fost de Spital de Boli Cronice Victoria. În 2011, spitalul a fost însă desființat prin hotărâre de guvern. Apoi, aici a funcționat o unitate medicală publică-privată în baza unui contract de asociere între Consiliul Local Victoria și o societate din Sibiu, care a încetat pe 30 mai anul acesta.